Șerban Pavlu stă înfipt bine mersi în noul val al cinematografiei românești și cu toate acestea reușește să vorbească firesc și cu modestie despre niște performanțe extraordinare. Cum face asta, aflați la Brandul Luchinezu. Nu, eu cred că putem trage linia așa de clare, atât de... O să analizez rezultatul, asta e cu totul altceva, nu știu că asta face obiectul discuției noastre acum, dar eu cu liniile astea așa groase de delimitare am cam terminat-o. Adrian Furnic a construit un dita mai business-ul în IT, depozitul de calculatoare. L-a închis și și-a văzut de poezie. Mare meloman, mare caracter, ne-a primit la el în casă și am vorbit despre înălțări și căderi, imperii și impresii. Ceva absolut savuros. Imediat la Brandul Luchinezu. Contează. De fiecare dată, de câte ori cazi, contează pentru că te doare. E foarte greu să trăiești cu foarte multe cucuie în cap. Pe IMDb apare în peste 20 de filme. Are roluri de teatru. Are și de aia și de aia, are de toate. Cu toate acestea, noi îl cunoaștem mai mult dintr-un show de televiziune. Cum se împacă și capra culturală și varza televizomană, discutăm astăzi cu Șerban Pavlu. Mulțumesc foarte mult că ai venit în emisiune și spune despre varza și capra. Da, dar asta e tot la televizor, nu? Se dă. Așa că face parte tot din viața în televiziune. Cum se împacă? Nu știu, e o întrebare pe care prima dată, cum să zic, ți-o pui înainte să începi să faci televiziune. După ce începi să faci și televiziune, nu-ți mai pui întrebarea asta, îți pui întrebarea care e orarul zilei și cum să ajungi. Ca să-ți răspund exact la... Eu cred că în momentul ăsta un actor absolvent sau care practică meseria de 10 ani sau de 20 de ani nu își mai poate pune problema strict a unei ramuri a meseriei. Nu vreau să spun că e mai important să faci televiziune decât teatru sau să faci mai mult teatru decât film sau mai mult film decât celelalte două, ci am descoperit că meseria asta e formată din toate aceste ramuri și că, în general, actorii care, cum să zic, funcționează bine într-un registru, o să reușească să o facă și în altul și detest în momentul ăsta orice fel de încadrări din astea. Am auzit tot felul de, în ultima vreme, actori de film. Dom'le, actori de film extraordinar, ceea ce presupune sau îi scuză... Un actor de teatru mai slab. Mai slab, dar îi și scuză performanța slabă din teatru, pentru că nu e așa, Cutare este actor bun, dar de film. La fel cum Cutare, care e actor bun de teatru, ceea ce explică și faptul că omul nu joacă în filme și faptul că omul nu... nu știu cum să zic, nu se duce să facă nu știu ce, și în același timp e și scuză orice fel de abatere în alt registru, pentru că el e actor de teatru și asta e tot. Eu nu cred chestia asta și, pe de altă parte, decizia sau, cum să zic, alegerea cuiva de a nu face un anumit lucru, dar acel lucru, ca să fiu foarte concret, poți să faci un lucru bun în televiziune și să ți se ofere un lucru foarte prost în teatru, foarte jos ca nivel artistic, foarte unde să habar n-am, să-ți pierzi vremea, să operezi numai cu niște clișee din astea perimate sau depășite sau așa, și întrebarea atunci unde a fost o muncă mai interesantă, da. Unde a fost ceva mai valoros, mai nou, mai fresh pentru tine, mai, cum se spune acum, provocator pentru tine ca artist. Adică de asta nu cred în chestiile astea. Și nu în ultimul rând, un actor în momentul ăsta trebuie să și câștige bani. Trebuie să câștige bani pentru că, adică, s-a schimbat un pic toată în ultimii 10-15 ani, s-a schimbat un pic toată. Înainte lucrurile erau mult mai clare, mult mai simple. Te lua statul de la școală, te ducea statul într-un teatru, dacă nu te ducea într-un teatru din București, te ducea într-un teatru din provincie. Ăia mai buni începeau să avanseze spre București sau spre teatrele mari, începeau să lucreze în proiectele mai importante. Acum lucrurile sunt foarte, e foarte posibil ca un actor mediocru sau submediocru să o ducă bine mersi într-un teatru de stat de 20 de ani sau de 25 de ani angajat, iar un actor sclipitor, tânăr, care a terminat acum 3, 4, 5 ani facultatea și în mod real este ca performanțe și posibilități peste actorul angajat, să nu se poată angaja.
nu îi se oferă. Nu vorbim că e un compromis faptul că un actor nu stă și joacă numai Shakespeare și prea numai rolul de Hamlet și acceptă și rolul în TV sau în cafenele. Chestia de nu e un compromis. Eu nu cred că e un compromis, sau dacă este un compromis, acea calitatea și cantitatea de compromis o poate stabili respectiva persoană, el față de sine însuși. Dar întrebarea mea e dacă un actor care, cum să spun, are reale posibilități, e remarcat, ajunge să fie pe, cum să spun, să-i se propună să joace în televiziune, nu știu ce, ce trebuie să facă actorul ăla? Să spună, nu, eu stau, aștept să joc Hamlet, nu mă interesează chestiile astea. Sau se duce să se, între ghilimele, dacă vrei, antreneze, să lucreze, de fapt. Din păcate, e o meserie care nu se, e ca la instrumente, dacă nu cânți, nu merge. Trebuie să ai ore pur și simplu de joc, ore din punctul meu de vedere. Hai să trecem de partea mea. Tu ai vorbit despre actori, de partea actorilor. Din partea mea, a publicului, să zicem caz concret. Vine cineva la tine, un om, pe stradă, mergi tu, te plimbi pe Bulevardul Maghiero și vine cineva la tine. Șeful, Șerban, ce faci? Te recunosc din... Da. Și acum... Îți face mai mare plăcere, te recunosc din Împuii Mei sau te recunosc din Tu ești nebunul din Nunta Mută? Da, da. Dumneavoastră vă stă mai bine dezbrăcată. Liniște! Hei! Liniște! Stimată adunătură! Eu vă bag în curte! Îmi face mai mare plăcere să fiu recunoscut dintr-un film sau dintr-un spectacol de teatru, dar cred că în momentul ăsta există și un motiv care ține de statistică. E atât de probabil să fii recunoscut dintr-o emisiune de mare succes de la televizor și aici nu mai e vorba doar, exact cum ai spus, de mine ca actor, e până la urmă vorba de mine ca telespectator sau ca spectator, pentru că eu lucrez în televiziune sau pot, cum să spun, câștiga bani din televiziune. Asta nu înseamnă că eu sunt de acord cu televiziunea și când spun cu televiziunea nu înseamnă că emisiunea X sau emisiunea Y. Televiziunea ca fenomen nu mi se pare cea mai încurajatoare chestie pentru viitorul omenirii, dar face parte cu siguranță din viitorul omenirii, așa că nu putem neglija. Și de aia, statistic vorbind, îmi face mai mare plăcere pentru că mă bucur că un om a intrat într-o sală de teatru sau că un om a stat și a văzut filmul, poate l-a văzut, dacă l-a văzut la cinematografie și mai bine, dar chiar și așa, dacă l-a văzut acasă la el, nu știu, pe un post de televiziune sau, mă rog, downloadat de nu știu unde, e un procent mai mic și atunci mă bucur mai mult că m-am întâlnit cu oamenii, unul din oamenii din procentul ăla mic. Și se întâmplă, am avut ocazia să... Că există așa un profil al telespectatorului, ne închipuim noi și te tâmpești și tu la un moment dat. Eram, nu știu, la mare sau nu știu unde și au venit niște puști și... Bă, tu ești? Zic, e clar, mă pregătisem deja. Zice, v-am văzut! Zic, da, zic, la televizor, știu, în spectacolul de teatru, nu știu, zic, unde? Frumos! Cum, la teatru, la Bulandra? Zic, bine, domnule, bravo! De asta nu, eu cred că putem trage linii așa de clare, atât de... O să analizez rezultatul, asta e cu totul altceva, nu știu că asta face obiectul discuției noastre acum, dar eu cu liniile astea așa groase de delimitare am cam terminat-o. Hai să vorbim tot din perspectiva celui care te-a rupit pe stradă. Ce așteptări ai de la Roxanne? Hei, băieții, cum a fost la școală? Băieții, stop! Statuie! Excepțional, bravo! Ia veniți încoace. Hai. Azi avem musafiri, spune frumos cum ne cheamă. Pe mine mă cheamă Ian Cuberescu. Excelent. Și... Salut. Ian cu și Ilie. E mai greu cu ei. Bună. Nu știam că avem musafiri. Domnul Tavi. Salut. De ce nu mi-ai spus? Pregăteam ceva. Azi dimineața am vorbit la telefon. Am uitat complet. E neschimbat.
Uite, aveți aici bombei mix și chipsuri cu legume. Mm-hmm. Cred că mai e și niște fasole făcute de Mariana. Menajera noastră. Stai și tu cu noi. Nu, nu pot. Am lecții de făcut și ei sunt deja obosiți. Termin și vin, da? Copii, hai la lecții! Hai acum sus! Hai! Hai, băieții! Băieții, hai cu mama sus! Mers, se aude? Hai, 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 hai! Hai, da! Mai băgăm un geac? Cât de mamă extraordinară e Roxana, dar uneori e foarte greu cu ei. Au deficit de atenție. Nu, facem tratament cu un psiholog și medicamentos. Sperăm să se rezolve cu vârsta, dar deocamdată... E, oricum, e o super familie. Mersi. Da, știi cum e. Orice-i face, până la urmă, asta e cel mai important. Și altfel, cu ce te mai lauzi? Cu nimic. Hai. A, ba da, mi-am cerut dosarul de la CNSS. Așa de fază. Ce dosar? Știi tu, cu dedicația mea la Europa Liberă. A, da. Păi de ce? În primul rând, cred că vreau să știu dacă am dosar. Și ți l-au dat? Da, să-l citesc. De turnat am aflat cine a turnat. Am făcut o cerere. Dar mai durează să vedem, să căutăm. Știi tu, ca la noi. Multă vreme m-am întrebat. Oare Boudălic ce să fi fost? El era genul mai răzbunător. Știu că n-am vrut să-i împrumut niște casete video și s-a ofticat nasol. Așa, barna, nu știu ce să zic. Câteodată era cam imprevizibil. Chiar mai știi ceva de el? Voi erați prieten de familie. Știu că e în Belgia, atât. Prieten de familie. Maica mea era colegă de birou cu maică-sa și se mai vizitau din când în când. Tasu era presar. Naiba știe. Oricum, când afli, s-a spus și mie. Chiar sunt curios. Da, să-ți arăt dosarul când îl iau. E fascinant. Băieții știau toate barurile în care bem, orele de la care chiulem. Știau tot, tu-ți dai seama. Sinistru, dacă te gândești. Hai, Roxane este un proiect important pentru mine, fiindcă... Un proiect important, tot e zis, mă rog. E important, în primul rând, că e un rol mare și e un rol care a venit într-un mod așa, cu totul neașteptat, după un alt rol din anul de dinainte, din toată lumea din familia noastră și nu mă așteptam să urmeze, cum să zic, ceva așa de important într-un timp atât de scurt, pentru că la noi lucrurile nu se leagă în general în țara noastră. Nu, asta nu e o regulă, că tu începi să lucrezi și după aia vei continua să lucrezi. Și, cum să spun, mă frământ în primul rând că este o poveste care a fost pusă în scenă, mă rog, în peliculă de Vali Hotea, cu un accent foarte mare pe actori, pe jocul actorilor, pe, nu știu, emoția pe care o pot transmite actorii, că e o poveste cu oameni. Și am tot vorbit despre asta și în perioada de pregătire și în timpul filmărilor și e un film care, din punctul meu de vedere, dacă nu răzbate această emoție a poveștii, a întâmplărilor dintre acești oameni, nu stă în picioare. Și sunt foarte curios, acum mai puțin până la premieră și nu știu ce să zic decât ca să am emoții. Cât din ceea ce cunoșteai tu din perioada aia comunistă ai pus în film? Pentru că na, și noi suntem tineri, să zicem așa, dar am prins și noi, știm ce era. Foarte puțin, pentru că, în mod concret, eu nu am fost afectat decât la nivelul ăsta la care am fost afectați cu toții și atunci și după ce a căzut. Dar povestea nu face referire la perioada comunistă decât într-un mod, cum să spun, prin ricoșeu, așa, e mai degrabă o poveste și poate să sune pompos, o poveste despre trădare, o poveste despre cum a fost posibil, datorită unui mod de a vedea lucrurile pe care regimul ăsta îl introdusese așa an după an, după an, după an, să se trădeze oamenii între ei, să se trădeze prietenii, și în ce mod minciuna asta din viața fiecăruia, până la urmă, minciuna de zi cu zi, minciuna pe care puteai să o numești sau puteai să nu numești, dar ea tot exista, de fapt. Simplu fapt că, nu știu, erau... M-ai întrebat, uite, noi, de exemplu, la școală, eram o școală care era oarecum apropiată de
partea de nord a orașului, apropiată de aeroport, de Băneasa, de Otopeni, și noi aveam ceva ce se numea școală de protocol sau habar n-am cum îi spunea, și aveam niște acțiuni din astea. Ne scoteau la... venea Ceaușescu cu avionul, pac, ne luau cu autocare, ne să facem cu... așa, în dimineața, nu știu, cântam imnul în fața tabloului, aveam orele alea de instructaj, nu știu ce. Deci a existat la nivelul ăla de școală generală. Noi eram niște copii și în același timp trăia o mică minciună. Sigur că noi ne duceam la aeroport și ne distram cu autocarul, dar acolo făceai la Ceaușescu, Ceaușescu și poporul. Nici nu știam ce facem. Ne învățătoare. Credeam că așa trebuie, da. Da, da, da. Ți se spunea acasă, mă, vezi, nu vorbi cu tu. Băi, băi, nu fi descreierat, că ne bași pe toți în băi, băi, băiatule, ai grijă. E, chestiile astea reprezentau, de fapt, o anumită duplicitate în care noi trăiam încă de la 12 ani. Deci, eu mi-amintesc foarte clar. Am prins evoluția la 14, da. Nu pot zic că n-a rămas nimic din chestia asta. Și am încercat să mă raportez la scenariul ăsta Roxane din punctul ăsta de vedere. Mă, a fost o minciună în trecut și uite cum minciunea asta din trecut are, de fapt, reverberații până în ziua de astăzi, în modul cel mai concret. Și povestea e foarte frumos construită în scenariu, felul în care are minciuna asta din trecut reverberații până în prezent. Și din punctul ăsta de vedere m-am raportat, nu pot, nici nu cred că poți să joci în momentul în care începi să joci ce o perioadă, o anumită, tu trebuie să faci referi la ceva concret, ceva uman concret. Hai să fac pe avocatul diavolului, cum se zice, și să fiu așa, să iau o mină de aia de om foarte serios și nervos și să zic, băi, voi ați făcut filmul ăsta cu comunist, cu alea ca să câștigați premii europene. Știi că există o anumită critică la anumite filme românești, că voi faceți filme doar ca să câștigați premii, că impresionați pe străini. Cum ai reacționat la asemenea? Da, e o discuție extrem de lungă, o discuție extrem de... care are un viciu din start pe care l-ar reclama. În primul rând, eu ca actor, și mă bucur că am început emisiunea cu... teatru, cu televiziune, cum cred că vă e foarte clar, noi actorii fugim de colo-colo într-o grămadă de... deci nu noi facem filmele sau nu noi... O altă chestie care ți-ar fi reproșată imediat de orice alt... de pe partea cealaltă a baricadei, de creatorii de scenarii și de regizori, ar fi această generalizare, că ei fac, ei se consideră foarte diferiți unul de altul și extrem de personali în voce și în... tematică și nu știu ce, și atunci s-ar considera pe bună dreptate jigniți. Bună, dom'le, voi faceți, care noi? Asta sunt doar niște observații așa. Trei la mână, aș răspunde eu personal, Șerban Pavlu, că beneficiile pe care în momentul de față, în situația de față, adică în lipsa unei rețele de distribuție reale în România, puțină lume știe din cei care fac observațiile astea că nu există cinematografe în România, că numărul de săli e în continuă scădere, că în afară de București și încă două, trei orașe mai mari, sunt orașe destul de mari și cu o viață culturală și cu o tradiție culturală destul de solidă, că n-au cinematograf. Filmele se dau ca în 52 la Casa de Cultură, mai pune unul, nu știu unde, face un așa și mai aduce nu știu ce film american. Adică nu există o bază tehnică, în primul rând, sau nu există un număr de ecrane suficient de mare ca să te bazezi pe propriul tău public. Dar, dincolo de chestia asta, aș răspunde că filmele astea de festival și premiile astea în festivaluri au făcut mai mult, nu știu, reclamă, mai mult bine cinematografiei românești în ultimii 10 ani decât s-a întâmplat în ultimii 50 de ani cu toate celelalte filme la un loc. Deci nu... ceea ce nu fac o discuție de calitate, ci pur și simplu de asta, ce îl interesează pe omul care mă întreabă de marketing, de vizibilitate, de unul la mână. Doi la mână, e foarte greu să reproșezi unui anume regizor, unui anume creator până la urmă, e ca și cum îi spune unui scriitor, de ce nu scrii un roman? Dom'le, stai puțin, eu încerc și eu să-mi... afirm un punct de vedere artistic în felul ăsta, că sunt influențați de curente, de că se iau unii după alții, eu nu discut treaba asta, dar e foarte greu să le iei pe om de gură, spui, măi, șmechere, tu vrei să mergi la festivaluri? Da, și care e chestia? Eu produc un film sau scriu și regizez un film, ce, așa vreau eu să-l fac, nu te duc la film. Dar problema este că există
eu aș opune așa filmele care au rezultate în festivaluri cu filmele făcute, vezi, Doamne, pentru public. Și eu aș lua filmele astea pentru public și le-aș analiza față de celelalte filme de festival și aș încerca să văd care sunt cele cu rezultate mai mari, incluzând aici și premiile și publicul. Și mă tem că foarte multe filme de public nu au publicul pe care îl revendică ele în momentul când se nasc ca și filme de public. Asta e problema mea. Eu cred că ideea e să încerci să faci un film bun, nu să încerci să faci un film... Adică au tot fost încercări în ultimii ani, unele nu atât de reușite, dar ele se revendicau doar din chestia asta. Că, domnule, lasă-mă, domnule, că nu facem film de festival, noi facem film de... Și apoi filmul, habar n-am, alu Netzer, care a luat la Berlin, a avut până la urmă cele mai mari încasări în țară. Pur și simplu. Premiul la un festival îți aduce publicul. Mă tem că România funcționează, iată, adică nu e o chestie, iarăși, strict de statistică. Omul a luat premiul. Dacă lumea s-a dus pentru că a luat premiul la festival, eu nu pot să opresc oamenii să nu se ducă la cinema, să întreb, mă, tu sincer, de ce intri tu la filmul ăsta? Dacă nu lua premiul la Berlin, te duceai să-l vezi? Mă, băi, nu mă duceam. Păi vezi, mă, că ești ipocrit. Că... Care e asta? E o tâmpenie până la urmă. Oamenii se duc că au auzit de film. Ceea ce funcționează la mașina asta de marketing americanească prin trailere, până 10.000 de virale din astea, de nu știu ce, funcționează la amărâta de mașină de marketing românească. Pentru că noi, oricum, lumea în general face comparația asta cu filmul american, ca și cum ăștia, astea sunt cele două cheie, filmul românesc și filmul american. Aia e o industrie, e o chestie imensă, nu are nicio legătură cu... E ca și cum ai spune NBA sau Formula 1. E altceva, e altă discuție. Dar iată că a funcționat, adică are cel mai mare număr de spectatori, îl are filmul Lunețel, care e un film de festival, cum se spune. Sau presupun că e de festival, pentru că a luat premiul la un festival. Față de alt film care nu a fost țintit, a fost țintit spre public. Păi dacă filmul e țintit spre public, ar trebui să facă... Să umple sălile, să Dumnezeu, se ceară. Stai puțin, ăsta face duble. 500.000 de spectatori și filmul Lunețel face 100.000. Dar iată că filmul Lunețel face 100.000 sau poate și mai mult, și filmul de public face 30.000. Rețineți gândul, gândul foarte frumoase din partea unui actor, mega actor, dar ne trebuie publicitate, economie de piață, imediat. Urmează la brandul chinez. Prietena, iubita, nu știu cărui bogătaș, vrea să fie și manechin și să aibă și firmă de adus căței pitici de ai pentru doamne bătrâne și să aibă și studii de actorie, că poate joacă și într-o... Care e problema? Așa vrea ea și tu nu ai cum să o oprești să facă lucrul ăsta. Și dacă termină o școală și spune că e actriță, eu nu pot să mă zic, spun, tu nu ești actriță, eu sunt actor.